Porți designeri români? Păi da, pe mine. Pe tine, logic. Mai am, adică eu nu prea fac achiziții, știi? Repet, sunt super utilitară, aici... Serios? Da. Nu shoppingești? Nu, am toată ziua sunt cu haine. Da, e adevărat. Ai simțit nevoia de școală aici în România? Am încercat să intru în sistemul de învățământ superior de la noi ca să... Și m-am oferit să ofer cunoștințele, pentru că ceea ce lipsește și la noi și în afară, e o treabă pe care am observat-o, este că oamenii care predau moda și te învață sunt foarte puțini care sunt practicieni, care știu meseria și toate aspectele, care chiar fac colecții, care, știi, e un plus pentru că e un business și un business și atunci acoperi, da, n-ai cum să transmiți o treabă pe care și tu ai învățat-o eventual în teorie. Corect. Ce vrei să te faci când vei fi mare? Profesor. Păi, știi că trebuie să mă pun într-un context. Depinde cum o să fie când o să fiu mare. Că dacă o să fie prăpăd, atunci mă duc și am să vreau să, știi, la prăpăd, mă mut undeva să-mi fie mai ușor ca om și, nu știu, probabil că am să vând coco drinks pe plajă. A, pe plajă. Adică, da, e bine, mă! Adică de ce tot? Dacă ăla-i prăpădul, eu... Nu, să zic, dacă e prăpăd pe unde sunt, da, știi? Da. Și dacă nu-i prăpăd, atunci probabil că același lucru pe care îl fac, dar mai sus și mai sus și mai întins și mai vas și mai bine. Corect. Și odată cu timpul, da. Dar în caz de panică, asta e. Coconat pe plajă e deliciu! Da. Bună, Ioana! Bună! Și bine ai venit! Bine te-am găsit! Mulțumesc pentru invitație! Cu mare drag! Te așteptam oricum de mult, așa că te-am prins. Asta nu mi-ai zis, nu știu. Ba da, erai pe... Știi că noi avem o listă, nu e neagră, e bună. Și avem o listă și din când în când așa... cu tăriță pe acă, știi? Ok. E bine. Mulțumesc! Zi-mi ce pregătești pentru primăvară, că suntem chiar la început acum... Păi am prezentat colecția primăvară-vară la Berlin, la Mercedes-Benz Berlin Fashion Week se numește. Așa se numește. Și cum a fost? Păi nu-i prima oară, că fac asta măcar o dată pe an. Un Fashion Week este sans, dar știa emoția aia bună că hei, o să prezint și o să iasă totul bine, mamă, punem tocuri, o să cadă ala pe scenă. N-a căzut. Mă, nu prea, dar da. Adică asta e cea mai mică problemă. Mai mult să le aranjezi, să ai un sistem, în fine. Și am prezentat acolo asta vara și colecția asta acum o decantez pentru comercial și am să scot, sper eu, în martie. De obicei sunt puțin întârziată, dar nu e o problemă. Nu. Nu trebuie să fur startul? Nu. Că nu-i despre exact asta. Deci, și ce purtăm în primăvara asta? Ce ne recomanzi? Păi, n-ai văzut colecția, nu? Nu, recunosc că nu. Eu m-am inspirat în sezonul ăla, că dacă fac un an înainte, trebuie să mă gândesc dinainte, deci nu știu ce o să facă alții, dar m-am inspirat pur întâmplător, am descoperit niște... o seamă de femei care au lucrat în școala Bauhaus. Okay. Treabă pe care nu învățasem la arhitectură și de care nu mai auzisem până înainte să mă pregătesc să încep să fac colecția cu pricina. Și nu știam ce o să fac și am găsit un articol și în total cred că sunt 3 pe internet despre aceste femei care s-au remarcat și nu prea. Adică s-au remarcat sau cred că avem noi puterea acum să vorbim despre ele și hei, voi ați existat și ați existat într-o școală atât de, hai să zicem, pentru bărbați la vremea aia, femeile aveau un cu totul alt statut și să poți să...
să lucreze. Că, na, Bauhaus-ul totuși e greuț să-l cuprinzi și să după aia și mai departe să poți să te exprimi în felul ăla. Nu m-am gândit niciodată, sincer, că dacă erau femei pe acolo sau nu. Adică știm toți, nu știu, Miss Van der Rohe și în fine, care au făcut treabă și au făcut școala, dar nu femei. Și l-am găsit pe ele și erau... Nu știu, cred că vreo 10, unele au și predat și au reușit să se afirme și să muncească cot la cot cu bărbații în cât 1920. Erau niște figuri, adică era una, nu știu, s-a îmbrăcat tot timpul un bărbat, sau mă rog, mansuit și cu părul gelat. Probabil că când mergea pe stradă era considerat o ciudată. Sau, mă rog, o persoană cu personalitate sau care știe foarte bine cine este. Și, în fine, au făcut, au predat, au și făcut artă în această, în această școală. Se remarcă, nu știu, niște covoare pe care le făceau, jucării, Bauhaus, ceea ce e minunat, tot ce înseamnă veselă, sunt niște ceainice foarte faine făcute. Și am numit colecția Women of Bauhaus. Da, și sunt pentru ele. Nu știu dacă le-ar fi plăcut ce am făcut, dacă ar fi purtat, dar sunt câteva elemente care, de exemplu, m-am inspirat din unul dintre covoare și am păstrat paleta cromatică și ideea din spate și am transformat-o prin mine într-un print care se regăsește în colecție. Sau silueta. Adică am încercat să... știi că cumva la mine inspirația nu e, hei, din ce te-ai inspirat? Din soare, știi, și vezi peste tot soare, știi, sau mă rog. Adică e mai, e complex. Și e mai complex. Nu pot să zic, ce te-a inspirat exact asta? Că nu, e un parcurs, e o logică din capul meu, care mi-e greu să o, adică, fac legătura. Înțeleg, știi? Înțeleg. Da. Da. De unde a pornit Ioana? Ioana, hai să luăm așa, R? Cerculeț? Da! Sau? Da! Mai de mult, așa! Cât de mult? Hai să luăm așa. Știai că asta vrei să faci de când erai mică? Nu. Ce ai terminat? Ca și studii. Am terminat școala și liceul Waldorf în Iași. Treabă care m-a pregătit pentru viață și mi-a dat și o... putere să recunosc momentul în care de fapt nu sunt mulțumită de mine sau de ceea ce fac. Drept urmare, după ce am studiat 8 ani arhitectura și am și lucrat ca arhitect, mi-am dat, nu este pentru mine, n-am iubit meseria la fel de mult precum părinții mei. Poveștile lor m-au și făcut să cred că asta voi face. S-a vrut moștenire. Nu, eu am țărit, eu vreau. Tu? Da. A, deci n-a fost ceva impus sau o dorință mai mare a știi, pentru copil să-i fie bine. Normal că și-ar fi dorit, că asta știu să facă, adică știu să facă, dar eu știu, eram foarte mică și mă plimbau și ce vrei să faci? Știi că e întrebarea clasică. Da. Arhitect. Ce? Că n-a cartier sau arhitect. Eu nu știam cu ce să mănâncă. Bine, și dacă ai fi zis, dacă ai fi zis mod, atunci ai fi zis, ce? Corect. Dar nu, n-aș fi zis. Dar cred că așa pe parcursul vieții mi-am dat seama că îmi place să lucrez cu mâinile, știi? Și întotdeauna am desenat, sau adică știu să împletez, să croșetez, știi, tot acâmul. Pentru că am fost autodidactă și am fost și încurajată în zona, adică niciodată nu au sperat ai mei că o să mă fac fizician. Da, chiar, cum ar fi. Acum știi cum e, că și arhitectura și cu moda cumva se pupă ele acolo, foarte bine. Se pupă, adică m-am luat structura de la arhitectură, am implementat-o în modă, știi, down to earth. Exact. Și n-a fost sensibilă discuția când ai spus că nu mai vrei arhitectură și că te duci către un pic de mod, așa? Până nici eu nu eram foarte sigură.
Nu, pentru că mi-am asumat și singura problemă era că deodată, cel puțin tata, știi, nu mă mai putea ajuta pentru că nu știa cu ce să mănâncă noua treabă pe care vreau să o fac, dacă e serios sau doar că vreau să mai copilăresc și m-am plictisit să arhitectură. Da, da, prea complicat. Da. Dar acum? Acum? Mândru tare! Ba chiar ajută? Da, am auzit da, pe aici, pe acolo. Da, da, clar. E bine. Îi îmbraci? Clar mă susțină. Îi ajut să se îmbrace, să decidă, știi, pe părinții tăi? Păi, cumva, maică mea are o rochie de la mine, pe care nu știu dacă o poartă. Doar o rochie? Da. Adică știi cum îmi imaginez eu? Să sune, știi, să te sune mama ta așa săptămânal și să zică, știi, Ioana, trebuie să, nu știu, aș putea să-mi combin, nu știu, bocancii cu nu știu ce, nu știu, să zici, mamă, nu, dă jos. Da, vezi tu că asta, eu nu sunt bună la treaba asta, pentru că e o treabă de stilist și... Da, dar e de ochi, știi? Clar e de ochi și știu ce-mi place, ce nu-mi place, dar, de exemplu, nici pe mine nu mă văd foarte clar și nu sunt un foarte... Adică mai sun un prieten stilist, hei, vreau și eu să-mi pun asta cu asta, am eveniment, da. Nu, aș fi fost un papițoi dacă geam așa, știi, adică n-am, na, și cred că lucrând cu hainele ultimul, știi, nu, adică n-am pornit de la o afinitate pentru haine și dorința da, să am multe da, haine, să ai mult. Cât să, și am început-o invers, știi, na, și sunt ultimul om, adică mă vezi în t-shirt și blugi, știi, de fapt, designerul clasic. E cel mai confortabil, da, no. Știi? Nu se agită pentru el, știi? No. Dar porți designeri români? Păi, da, pe mine. Pe tine, logic. Mai am, adică eu nu prea fac achiziții, știi? Repet, sunt super utilitară, ce... Serios? Da. Nu shoppingești? Nu, am... Toată ziua sunt cu haine. Da, e adevărat, dar... Serios, să mergi într-un... Bine, atunci, Ana, nu știu, la pantofi și la gentuță, să zicem, sau accesorii. Sorry. De-aia ne vin tu cu geanta. Adică am un plic ceva așa să mă duc undeva. Să-ți puși tu cheile. Nu. Dar sunt astea, fie căpătate, schimburi, știi, foarte lejer. Foarte mișto, mă, ești tu așa. Mi-ar plăcea să fiu alb, știi, să investesc, să am un dulap plin cu șuz sau nu știu ce obsesie. Dar șuz luăm, adică cumpărăm. Da, normal, că online. Să ne încălțăm. Online, că n-ai timp de da, window shopping. Nu. Nu. Dar da, online, doar că... Na, și nici nu consum foarte mult. Adevărul e că dacă, știi cum e, dacă, cu cât stai mai mult printre ele, cu atât... Adică le prețuiesc, știi, dacă apare oportunitatea... De ce nu? Știi, na, normal, dar nu, n-ai să vezi multe branduri la mine. Sau, normal că îmi plac, dar cumva au o altă... Știu le cum vezi, să fac, în primul Le vezi rând. Altfel. Da. Tu le privești din alt știu punct valoarea, de vedere. Știi, și întotdeauna parcă se diminuează puțin pentru că le pot imediat desface în bucățel. Dar dacă ar veni cineva și te-ar ruga să-i faci o rochie de mireasă, cum ai făcut? Ai făcut? Da. Și cum ai face-o? Am făcut o prietenă. Da. Ne prietenisărăm de curând și știa că nu fac și mi-a zis, băi, mai am, nu știu, cred că era o săptămână, 4 zile până la nuntă, tot obucuit și era, n-am rochie, mă faci tu? Și eram, yes. Deci ți-a plăcut ideea? Da. Foarte mult, că de fapt e fain să poți să fii tu ești și să, na, toată psihologia cu clienta care s-o mărită e destul, tutuită, nu pot, adică nu sunt un foarte bun promotor al brandului meu, eu personal. Sau, și nici să-i ții probabil în frâu emoțiile miresei. Da, și nici să mă prefac că îmi place, nu da, vă știu. Da. Dar când a venit vorba de o prietenă, totul era, adică care era miza, dacă nu ți-ai găsit până acum sau nu ți-ai luat până acum rochie de mireasă, știi? Și cum ai făcut-o? A fost o rochie foarte faină, dar altfel că avea 3 pași la nuntă. Era biserica în aceea zi, după care trebuiau să meargă pe plajă unde era petrecerea și s-a întâmplat până...
petrecerea cu restaurant și după aia, nu știu, ar dau pe plajă sau ceva. Și a avut o rochie care, de fapt, era un body și cu o mare fusta care se prindea în talie și așa a fost la biserică. După care partea din față a plecat și la tineu sau în fine, nu știu. Da. Mă rog, seara. La restaurant, să zicem, pe plajă. Deja avea un crac gol, complet, până în talie, că se detașa și după aia toată fusta a plecat și a rămas în body pentru că pe plajă. Și a fost așa un trei de faină în poză. Foarte drăguț. Adică da, am putut să mă mulești, nu cred că aș putea face asta pe comandă cu, știi, fiecare tip pe care nu știe ce vrea. Adică, asta vreau să te întreb. Având încredere în mine, știi, cred că aș putea să scoți. M-am gândit la un moment dat că, știi, primăvara aș putea să scot câteva variante pentru niște gagici care nu știu ce să aleagă neapărat, dar sunt destul de legere. Cu și nici nu vor, știi, nunta asta clasică să fie frumos și cu val. Și cu o alternativă la tot ce ai să găsești pe piața, încă nu m-am organizat, poate pe viitor. Trecem la ce vrea Ioana anul ăsta, dincolo de, mă rog, toate liniile, capsulele și ce mai urmează anul acesta, pe care sunt convinsă că ți le-ai organizat corespunzător. Ce urmează? Adică e un next level la, la tine? Da. E. Merge, cred că, paralel cu brandul. E o nevoie pe care vreau să o acopăr și care ține mai mult de cunoștințele pe care le am și dorința mea decât de un brand. Și anume vreau să fac, să-i zicem, o școală. Da? Ok. Cred că și putem vedea asta în societate, în general, cu cât oamenii sunt mai educați, cu atât iau decizii care ne propulsează înspre a fi mai... Adică să mergem spre în sus, să evoluăm, să zicem, și nu spre, nu știu, evul mediu înapoi sau... Na. Cred că și se știe că, na, oricum, școlile în România, în general, sunt na, bani puțini, oameni prost pregătiți la rândul lor sau sistem vechi. Sau un sistem foarte vechi. Na. Eu n-am avut parte de el, repet că am fost în Waldorf și acolo, cum să zic, eram de la egal la egal cu profesorii și ne-au învățat să, știi, să fim oameni, să putem să ne manifestăm după aia. N-am tocit niciodată. Am luat bacul cu brio, am intrat la arhitectură printre primii. Adică, știi, e un sistem care funcționează și după aia, intrând în sistemul clasic, vezi arhitectura și după aia moda și după aia mergând în Londra. Și ai simțit nevoia de școală aici în România? Da, am încercat mai multe metode, de fapt una care nu a ieșit, am încercat să intru în sistemul de învățământ superior de la noi ca să și m-am oferit să ofer cunoștințele, pentru că ceea ce lipsește și la noi și în afară, e o treabă pe care am observat-o, este că oamenii care predau moda și te învață sunt foarte puțini care sunt practicieni, care știu meseria și toate aspectele, care chiar fac colecții, care, știi, e un plus pentru că e un business și un business și atunci acoperi, n-ai cum să transmiți o treabă pe care și tu ai învățat-o eventual în teorie. Corect. Că o să ai motive diferite față de, știi, copilul ăla care, adică motivele tale o să fie să fie școala mândră de tine, tu făcând niște nebunii, să zicem, și îl duci pe făgașul ăsta, which is ok, dar după aia nu-i dai suportul să poată să funcționeze și să practice. Da, adică câte muzee și câte expoziții cu haină putem să facem. Și câte cărți să citești. Da. Știi? Că deși despre asta e vorba. Și treaba pe care o poți face acasă. N-ai nevoie de un mentor ca să citești o carte. Corect. Da? Și să-ți iei niște informații. Și ce-ai făcut? Te-ai dus unde? Da, m-am dus la un arte. Eu, cu câțiva ani înainte, de fapt înainte să ajung în Londra, am avut norocul să, fiind în școală, să am un profesor invitat străin,
pe Katia Perei, care era profesor invitat la UNARTE și preda, ea nefiind designer, dar preda, terminase foto și, în fine, multă vreme în America și ne învăța cumva, cum să ne prezentăm proiectele și cum să decantăm o idee într-o colecție vizual și cum să paginăm și, și tot. Adică, cred că a fost cursul meu preferat la UNARTE și noi ne-am înțeles foarte bine. După care am lucrat la biroul ei ca și aveam un birou de peisagistică în București și după aia, în următor, după ce am terminat, am absolvit un arte BA-ul, am fost asistentă un an a ei la același curs la care fusesem cu un an înainte. Foarte tare! Da. Uite, asta n-am știut. Da. Și m-a plăcut foarte mult acolo, de exemplu, în acea grupă l-am întâlnit pe primul meu asistent. Și știi, și tot așa. Bine, da. ți-ai redeschis un pic, știi, mai largă. Și pe ideea asta m-am întors la UNARTE după ani și am zis: "Hei, uite, vreau să-mi ofer serviciile, vreau, știu ce goluri aveți și aș vrea să pot să stau cu copiii, cu studenții, nu știu, 2 ore, 4 ore, something pe săptămână, ca să pot să, să le deschid puțin ochii în zona, în felul în care o văd eu, pentru că știu că voi aveți atitudinea, hei, moda este o artă, că noi suntem la facultatea de artă, la Universitatea de Artă și în fine." Până la urmă venea de la cineva care știa și trecuse prin toate niște etape. Da, adică... Am reușit să capăt multă experiență într-un timp scurt și să o folosesc apoi. Și cred că asta înseamnă destul de mult. Exact, exact. Deci ești profesor? Ești profesor? Sunt în capul meu. Sunt. De tot ce? Timpul am discursuri la clasă tot timpul. Nu, serios. Nu s-a putut pentru că a intervenit o lege, dar nu știu cât a fost la voi, în fine. Ok. Now you're talking. Nu s-a putut să fac treaba asta pro bono, deci fără bani, să mă duc pur și simplu să stau cu studenții, pentru că ca să intri în școală și să poți să ții niște cursuri, trebuie să fii doctorant sau să fii terminat doctoratul. Chestia aia de 3 ani. Ok. Da. Păi asta fac. The lab. Da, deci ăsta este anul ăsta. Da, The Lab va fi o școală în care eu și alți profesioniști vom ține cursuri ușor de accesat. Și ok, ca și variantă financiară, pentru că o să ne adresăm diverselor categorii și atunci vom ține cont și de treaba asta, în care o să dau tot ce știu, tot ce pot, cât oamenii să le fie drumul cât mai ușor și să nu poată să spună că n-au primit ajutor. Adică... Mi se pare incredibil cum nu ai reușit într-un loc care este până la urmă, nu știu, o instituție avizată, cunoscută și așa mai departe. Nu ai reușit acele minim de 2, 3, 4 ore într-o săptămână și este mai ok să îl faci tu sub semnătura ta directă în altă parte. Da. Ca niște oameni nu au văzut... Să construiesc toată logistica și tot ce presupune această cursă. Dar e ok, adică... Cât de defect este sistemul ăsta până la urmă în România? În comparație cu... Comparație cu alte... Cu alte industrie, cu alte industrie... Nu o să zic mondial, că e clar că e diferență. Dar cu o altă industrie dintr-o altă țară. Cu aceeași industrie din altă țară sau cu altă? Hai cu aceeași industrie, ca să nu sărim calul. Păi, na, suntem în o zonă, na, balcanică, cam mai toată lumea stă la fel, noi avem producție bună, Ucraina e puțin diferită pentru că au avut un aport de tineri designer și au existat la un moment dat, acum câțiva ani, cred că eram încă studentă, o serie de oameni influenți care au promovat tineri designer și de acolo au ieșit câteva, sunt designeri ucrainieni și la fel și cu Rusia, știi? La fel și cu Rusia? Da. Că, na, vorbim de diferențe clase sociale mari și atunci e mai ușor să străbați. Deci nu ne putem compara cu Paris, Milano, Londra, n-are nicio treabă.
Nu, sau dar nici nu cred că mai este cazul, pentru că... Bine, oameni talentați avem, și se poate, doar că... Dar cred că și numărul de oameni talentați, adică nu trebuie să fie o întâmplare. Ne întoarcem la educație. Acolo, da. Mai ales într-o zonă în care nu vorbim doar de talent, ci de cultivarea mai multor. Na. Că talent poți să ai, evident, doar că mai trebuie și o bază bună. Cred că și talentul, ceea ce putem numi talent, trebuie cultivat. Știi? Absolut. Nu McQueen, de exemplu. Mm-hmm. Absolut. Na. Absolut. Cum ai făcut, mă, cu luna când te-ai dus la cioban de-ai luat luna? Ei, nu m-am dus personal, dar... Da. Te-ai dus. Păi eram în vacanță și m-am întâlnit cu o tipă care mi-a devenit prietena, care stătea undeva în Sibiu, într-o căsuță foarte frumos și care avea acest proiect în care intermedia lucru local, să zicem, mai tot ce înseamnă dulgheri și, în fine, cu cine dorea să acceseze aceste servicii, facilita-o. Mm-hmm. Da. Și eu eram pe un fond în care văzusem o știre că lână românească se aruncă, nu mai au ce face săracii ciobani cu ea. Okay, de unde știi? Aveam ce face pe vremuri, n-am să plâng, dar știi, acum de ce să o arunce? Și am încercat să, tipa, prin proiectul ei a accesat toți oamenii care să mă ajute să facă acest proiect și... Și uite, așa a ajuns Lula la tine. Și a ieșit ce trebuie. Da. Foarte tare. Da, și asta, mă rog, a fost un sezon. Acum nu mai colaborăm pentru că, într-adevăr, era... fiind foarte nou și fiind destul de mici ca număr de oameni și posibilități. În principiu venea greu, calitatea putea să fluctueze, modelele făcute de femei locali, știi, și atunci aveam probleme. N-aveai o sursă sigură. Da, era destul de greu și eu trebuia să livrez aceeași calitate pe care îmi puneam numele către clienți și, mă rog, n-au fost probleme, adică clar am avut parte de înțelegere dacă au fost mici discrepanțe, dar na. Și atunci, acum am găsit sursă mult mai sigură de lână, în același fel, dar mai automatizat, puțin mai ridicat. Tehnologizat un pic. Da, puțin. Eu când spun Ioana Ciolacu, eu spun supradimensionat. Rămâne semnătura ta mai departe? Da. Da? Da. Asta nu înseamnă că nu fac și... Da. Evident. Cred că rezonează cu o anumită lejeritate cu care privesc eu, deși foarte serios, adică nopțile făcând treburi. Dar cred că asta reflectă, știi, ok, easy și... nu-i neapărat tot timpul înțeleasă, adică cred că partea de fitting e cea mai grea, mai ales când vinzi și online. Și, na, adică... Da, dar te gândești că în prima fază că e mai ușor, adică știi că e deja supradimensionat și n-are cum să nu-ți vină, știi? Da, dar poate na, ai 1,30, da, știi? Și 30 de chile. Ceea ce nu am cum să știu. da, înțeleg. Partea de fitting e cea mai complicată când... Și am încercat să optimizez asta online, să am cât mai multe informații, dar omul până nu probează. Dar oricum, return rate-ul este foarte mic față de industrie, dar foarte mic. Păi și normal, că e foarte simplu de pus pe tine. Da. Pe ce site intri prima dată dimineața? Business of Fashion. Da. Ce scrollezi? Ce ai în feed? La ce te uiți? Pe în Facebook? Care mi s-a dă. Ce urmărești tu? Știi? Tot. A, da. Tot sunt acolo. Căinuți, da, pâițicuțe, iepurași. Știri, ceva politică, invenții. Dar nu mi-am ales. Cred că în funcție de ce m-am mai uitat. Și, îți mai arată Facebook-ul. Da, și sunt toate astea care din asta se țin, din filmulețe. Da. E Facebook sau Instagram? Instagram. Da. Ai interzice telefoanele? Nu mai există... Da,
dacă, dacă aș avea puterea... Nu să nu mai existe, că nu putem. Dar dacă ai interzice telefoanele undeva? Undeva? Acasă. Acasă. La masă. Nu, dar mă gândeam așa, știi, că suntem așa cam prima generație dependentă de, și dacă da. Moral e ok, dar e mai moral să le interzici? Nu prea știi, cum. Nu, băi nu, nici cum și nici nu cred că aș face. Adică lasă, nu, termină-te, fii dependent de telefon, aia eu să stai. Ești primul om care spune asta. Da, nu, adică nu poți, știi, e cu forță, zis mă, o să găsesc o metodă să-și facă un scroll, știi, din cartul, I don't know. Adică ești primul care spune să rămână dependent de telefon, că toată lumea ne de la doctor, la film, la muzeu, la... Păi, normal că e nasol, dar trebuie, știi, să-și dea seama omul singur că... Ești dependent, ești dependent. Și oricum, am citit chiar dimineața că Facebook e prima oară când în America de Nord, care cred că acolo au ajuns la saturație populația care folosește Facebook-ul, e prima oară când a scăzut cu 1 milion sau ceva numărul de utilizatori și zicea, consecința ar fi că dacă se întâmplă asta și pe cealaltă piață, următoarea fiind Europa, da? Dacă se întâmplă asta, ei o să trebuiască ori să pună mai multe reclame ca să-și crească business-ul. Normal, Facebook, că pierd, da? Sau să costă mai mult reclama pe care, dacă vrei să-ți faci dacă reclamă. Vrei. Și atunci, în ambele variante, devine mai puțin plăcut pentru noi. Și Alex, care este prietenul meu, a zis, păi au să da drumul și pentru copii. Ca să fie mai bună. O variantă vor găsi ei, clar că nu o să dispară. Da. Ce nu ai face niciodată? De asta grave sau? Alea grave nu, nu cred. Adică nu, adică deja mă gândeam. Le scoatem din start, din discuție. Da. Ce nu aș face niciodată? Cred că nu... N-aș fi rea intenționat cu un om vulnerabil. Mă țin destul de departe de treaba asta cu răutatea, pot să simt destul de mult omul și de obicei, adică sunt multe situații și online și fizice la care asist și care îmi fac grație așa de expunere sau de, nu știu, să-ți dau exemplu, știi, să profiți de naivitatea, prostia, necunoștința omului, de nesiguranțele lui, știi, încerc să protejez așa, într-un fel. Asta nu cred că aș face. Ce nu ai mâncat niciodată? Conopidă. Conopidă? Ea e albă așa, că arată. Broccoli îmi place foarte mult. Conopidă. Nu, nu merge. Și de asemenea, n-am să mănânc niciodată melci. Melci? Melci. Aha. Și nu pentru că sunt scârboși, ci pentru că iubesc foarte mult. Și mi se pare că plac. Știi, cumva mi-e mai puțin milă de căluț. Pe carnea de căluț decât de... Da. Da, okay. Melci, nu, melci și conopidă. Atunci slană cu ceapă sau ro vegan? Este opțiuni. Deci, ro vegan sau slană cu ceapă? Nu? Logic. Da, like I'm doing. Logic. Da. Ce vrei să te faci când vei fi mare? Profesor. Păi... Știi că trebuie să mă pun într-un context. Depinde cum o să fie când o să fiu mare. Că dacă o să fie prăpăd, atunci mă duc și am să vreau să, știi, la prăpăd, mă mut undeva să-mi fie mai ușor ca om și, nu știu, probabil că am să vând coco drinks pe plajă. A, pe plajă. Adică, e bine, mă. Adică de ce tot? Dacă ăla e prăpădul... Păi nu, nu asta zic, dacă e prăpăd pe unde sunt, da. Știi? Da. Da. Și dacă nu-i prăpăd, atunci probabil că același lucru pe care îl fac, dar mai sus și mai, sus și mai întins și mai vas și mai bine. Corect. Și odată cu timpul. Na. Dar în caz de panică, asta e. Coconat pe plajă e deliciu. Da. Ce n-ar trebui să spună o femeie despre ea niciodată? Să nu spună o femeie, specific o femeie? O femeie, să nu spună despre ea. Ia în capul ei. Să-i cum, știi? Ba da, hai
e cu ea. Daia, eu sunt, adică... Hai cu ea în capul ei, da. Ce n-ar trebui să o, știi, să o scoată din drumul ei și din scopul ei în viață? Genul, nu pot să fac asta. Uh-huh. Știi? Uh-huh. Fie că, na, e o treabă personală sau profesională, da, știi, la nivel de om, adică niciun om n-ar trebui să... A per se o femeie, și aici mă gândesc la și istoric, și actual, și poziția pe care o ocupă acum femeia în societate și cu na, tot ce se întâmplă și destul de rapid. Nu știu, cred că ar trebui, de fapt, să-și zică I'm a human being. Și pot orice, și, până la urmă. Chiar dacă... Adică, mie, știi, nu... Dacă ai să mă întreb dacă sunt feministă, am să zic nu, pentru că nu cred că merit să afirm treaba asta, pentru că nu fac destul de multe lucruri pentru femei. Chestia asta. Uh-huh. Știi, chiar nu fac, dar știu, aș vrea, adică, da, eu mă declar, dar, știi, asta e răspunsul imediat. Bă, nu, că nu fac, adică... Corect. Ok, corect. Fac haine pentru femeie, dar nu ajut, adică nu mă implic, nu... Uh-huh. Campanii, da. Chestii și așa mai departe. Da. Okay. Ok. Sau nu, știi, nu cât aș putea să fac. Am înțeles. Și atunci nu știu dacă merit. Deși, știi, hey, we're all feminist și... Așa, în teorie suntem toate, dar depinde într-adevăr și cât faci. Da. Și atunci eu cumva privesc destul de... Niciodată nu am putut să fiu făcută să mă simt inferioară pentru sexul meu, pentru că sunt femeie și întotdeauna am vociferat treaba asta și am reprezentat sexul feminin și, știi, it's a given la mine și atunci... mi-l asum, adică cum altfel să trăiesc, nu, mi-e foarte greu să accept chestii sexiste și care să mă pună pe mine undeva inferior. Ai succes? În cariera? Da. Ah, da. Da, sau în ce să măsoară succesul, că zic, dacă... Cum îl vezi tu, succesul? Ce înseamnă pentru tine succesul? Da. Da, știu, e așa, sună, dar... Păi, nu știu... Am auzit atâtea variante, încât chiar cred că mai există și altele, știi? Păi, la mine e, da, e o... Da, cred că am succes, dar în același timp, știi, întotdeauna o să fie oameni mai buni ca tine. Uh-huh. Întotdeauna. Uh-huh. Știi? Asta nu înseamnă că nu vreau și eu să fiu mai bună, mai bună, dar, da, mă consider un om de... Nu mai prin prisma faptului că avem interviu ăsta, adică mai fi chemat degeaba, știi? Chiar dacă aș fi clueless. Bravo! Toți, știi? Ok, deci m-a chemat, bădeam ce zic. Smart girl! Da. Îți mulțumesc că ai venit. Mă baftă multă. Sărmână. Și te vizitez în curând. Hai!